mă tot gândeam... Dacă nu te gândești tu la ceva, la ce te gândeai de data asta? Mă gândeam la ceea ce ne-a spus Zimi despre dinții de lapte. Chiar și eu mi-aduc aminte. Spunea despre ei că sunt provizorii. Adică nu sunt permanenți. Da, adică vor cădea și vor face loc dinților permanenți. Și la ce te gândeai tu în legătură cu dinții de lapte? Mă gândeam că trebuie spălați chiar dacă sunt provizorii, nu-i așa? Da, trebuie spălați. Și mă mai gândeam... Ce te mai gândeai? De fapt mă întrebam... De fapt te întrebai... Piții! Da, bă, ce e? Nu mă mai îngânam. Dar nu te îngânam? Mă întrebam doar... Ce te întrebai? Mă întrebam ce te întrebai. Te întrebai ce mă întrebam? Da, mă întrebam... Eu mă întrebam cu ce oare se spălau pe dinți copii înainte de inventarea pastei de dinți. Mă întrebam cine și când a inventat pasta de dinți. Nimic mai simplu. Să-l întrebăm de Zimi tu. Cred că este cea mai bună idee. Doi, trei și Zimi tu. Pe recepție, ca de obicei. Uite aici și cu mine, am vrea să te întrebăm ceva. Sunt la curent cu întrebările voastre. Senzorii mei funcționează în parametri. Am și inițiat secvența de căutare cu subiect istoria pastei de dinți. Și? Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor. Păi suntem gata. Te ascultăm. Pasta de dinți nu se știe cu exactitate cine a inventat-o. Dar acum 5.000 de ani, egipteni... Eram sigur că și aici au egiptenii ceva de spus. Da, biții, se pare că și în acest caz egiptenii au fost implicați. Fai. Așa cum spuneam, egiptenii își curățau dinții folosind un preparat din praf de cenușă, mir, coajă de ou pisată și piatră pons. Se crede că aplicau cu degetele această pastă de dinți. Nu aveau periuțe? Și despre periuțe ne va vorbi altă dată. Lasă-l pe Zimi tot să continue povestea pastei de dinți. Altfel iar îi se termină acumulatorii și nu apucăm să aflăm totul. Bine, poți continua. Dovezi ale utilizării pastei de dinți există încă din anul 500 înainte de Hristos și s-au găsit în China și în India. Grecii și romanii au fost cei din tâi care au adus îmbunătățiri pastei de dinți. Cu ingrediente ca cenușă sau coajă de ou pisată, nu cred că poate fi vorba chiar de pasta de dinți. Ai dreptate, biții. Pasta de dinți, așa cum este cunoscută astăzi, a fost inventată mult mai târziu, dar în antichitate trebuie să vă mai spun că perșii aveau o cremă făcută din solzi de stridie pisați și ipsos ars. Pasta de dinți a pătruns în Anglia târziu, în secolul al XVIII-lea, și era sub formă de praf sau chiar o pastă. A fost îmbunătățită de doctori, dentiști, chimiști și adesea conținea ingrediente periculoase pentru dinți, cum ar fi cărămidă sau porțelan. Ca să fie mai aromată, i-au pus și glicerină. Wow! Praf de cărămidă? Asta înseamnă că aveau dinții cărămizii? Porțelan în pastă de dinți? Nu cred că m-aș spăla pe dinți cu cărămizi sau cioburi. Cât de aromată poate fi o pastă de dinți care conține glicerină? Dar pasta de dinți așa cum o știm noi în tubă, asta când a apărut? În secolul al XIX-lea s-au introdus în pasta de dinți ingrediente pentru întărirea dinților. În 1873, compania Colgate, numită așa după numele proprietarului ei, William Colgate, a introdus prima pastă de dinți aromată și care nu conținea săpun, așa cum conțineau alte paste produse de alții. Aha! Prima pastă de dinți modernă la tub! Eu am notat! Nu e corect! Tubul deformabil, așa cum îl știm, Iți, ca ambalaj pentru pasta de dinți, a apărut și mai târziu. Și cine l-a inventat? În anul 1896, pasta de dinți produsă de William Colgate a fost prima pastă de dinți ambalată în tuburi, așa cum se vinde și astăzi. Până atunci se vindea în borcane. A, dragul meu, Zimi tot, am aflat o mulțime de lucruri interesante despre pasta de dinți. Ce ne-am face noi fără tine? De unde am fi aflat atâtea despre pasta de dinți? Eție! Dar nu mai întrerupe pe Zimi tot, nu vezi că nu a terminat? Bine, Piții! Am terminat, Piții! Am terminat energia din acumulatori! Și eu care aș fi vrut să ne mai spui câte ceva!
ceva și despre periuța de dinți. Și eu aș fi dorit să aflu câte ceva despre periuța de dinți. Promit că voi avea grijă să vă vorbesc și despre istoria periuței de dinți. Dar acum trebuie să mă retrag pentru reîncărcarea acumulatorilor. Așa că vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere! La revedere, Zimitot! Voi, copii, să nu uitați ce vă spun a mie oară! Dințișorii să-i spălați zi de zi, seară de seară! Zimitot!